Mamă! Ce-ai făcut? Mă, ți-mi-am spart telefonul. Subscribe, la și share. Salutare tuturor și bine v-am găsit, fraților, la un nou clip. De această dată, oameni buni, din câte puteți vedea, dăm 1 versus 1 cu un coleg de-al meu de clasă. El este Mihai, băieți, este colegul nou de care v-am spus mai devreme. Ce faci, băi, Mihai? Salut! Bine, tu? Bine, deci el la școală, băieți, mi-a zis că facem un pariu, o să mă bată la 1 versus 1. Pariul a fost pus pe 10 lei, oameni buni, și am acceptat pariul pentru că, nu știu, mă simt așa încrezător, băieți, și facem giveaway de 10 lei dacă câștigăm noi acest 1 versus 1. Mihai, ești gata? Da, sunt gata. Da, ia zile la oameni, ce să facă înainte să începem? Să apese. Nu te-am auzit, Robi. Ce să facă oamenii înainte să începem? Să apese butonașul de like și de subscribe. Adevărat, băi, ce codulețul pe item shop fp-robert291-ybtb. Follow pe Instagram la 1robinet1 și, oameni buni, camera de Discord pe care o aveți în descriere întotdeauna. Bun, Mihai, ești gata? Da, sunt gata, dai. Hai, 1, 2, 3, 2. Te sparg. Mă sparg, băieți, mi-e frică de Mihai, e pro player, băieți, el joacă de pe console, țin să menționez chestia asta, pentru că s-ar putea, mamă, Mihai, Dani, n-ai dat și tu un reset, ce aici, cu ce s-a încălzit, băieți, Mihai, s-a încălzit înainte. Mihai, n-ai dat și tu un reset, uite, a făcut el urma, pe uitați, băieți, ce a făcut Mihai pe aici. Deranj, frate, ai făcut deranj. Ok, acum trebuie să te caut pe tine, sper că am vorbit destul de aproape în microfon. Mihai, uitați-l, băieți, pe Mihai, Mihaiță șoricelul. Ia, fii atent, uite-l. Vezi? Iată-l ai. Hop, pom. Mi-am căzut. Mihaiță, acolo ai fost, frate, ai fost aproape de victorie. Dar nu-i problemă, frate, că drumul succesului e întotdeauna... Așa e, dar... Dacă ți l-ai... Dacă ți-ai propus, de fapt, să vrei să ai succes, câți? Ce ești, băi, Mihaiță, o să ai succes sau nu? În viață? Da. Deja am. It's the one and only Digo Double G. Fuuu. Păi succes ai tu, frate, în viață, hop. Hai, îmi dai prin construcții, că spar tot. Păi, și ce are? Hei, Mihaiță. Stai, oai, șori, e 1-1-1. Nu contează, frate. Păi și ce ai făcut acolo, de ce s-au zis așa, ai dat în masă? Da. Doamne, e nebun, băieți, Mihai. Bă, Mihai, ești ok? Sunt ok, frate. Ok. Mai dau o șansă, gen. A, îmi dai șanse. Ok, apare, nu mă lasă să dau start. Acum spart televizorul, dacă... Păi dai și tu râră, că pe mine nu mă lasă. Nu mă lasă. Uh-oh, păi și ce facem? Spargem noi manual? Hai că spargem noi manual, dar cred că ne-am cam unii cu alealte. Hai să spargem repede, Mihaiță. Doamne, babil, da, băieța ai, Mihaiță, n-a avut el mai treabă cu viața. Sparge acolo, Mihaiță, și tu. Așa, hai să fim vor mașină, frate. Bum, 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 bum. Bun, băi, Mihaiță, hai că se sparge acum. Sper. Hai, hai, de. Gata, băi, Mihaiță, se duce, băi, toată munca noastră. Jucăm până la 10, și până atât. Bă, nu știu, frate, vedem. Hai. Oricum, asta te-am lăsat cu punctul ăsta doar. Hai. Ai dreptate, frate, nici măcar nu știu cum îmi stă părul pentru filmare, dar e ok, Mihaiță. E important cum îmi stă părul? Da, e foarte, să atragi, gagici. Cum ai dat hitul ăsta? Cred că am cheaturi. Puteam, nu mai pune rampa asta, că mă enervez, Robi. Ia uite-l pe Mihaiță, el e pro player, a ieșit din rampa mea, hop. Din boxul lui, pardon, din rampa. Mihaiță, ești gata? Ia zi, sunt gata, nu. S-a dus, băieți, Mihaiță, jos. A, uite-l. Mai am 5 ani și pe, bă, și sparg. Bă, Mihaiță. Sparg maneta. Bă, nu sparge maneta, Mihaiță. Ești nebun? Băieți, Mihaiță e top player la volei, dar la Fortnite nu. De joc. Hai, bă, Mihaiță. De ce te super, frate? Puh, mai arunca. Băi, Mihaiță. Hai, frate, dă-i acolo, rupe-o. Robi, nu mă supăra. Da. Nu te supăr, gata. O să iau ca pe o amenințare, Mihaiță? Nu, frate. Ok, perfect, mulțumesc. Doamne, băieți, Mihaiță e nebun, v-am zis și înainte. Pam. Doar na, îți dau lamă la școală și ia... Mihaiță, what do you mean? Stai că...
Doamne, îmi dă băieți Mihăiță la mă. Gata, hai să nu mai facem mișto băieți că... se supără Mihăiță pe noi și chiar ne bate. Dacă te cu hit-ul ăsta. M-am enervat acum. Fac jihad aici. Ok, o să... Uite, m-am dus jos. Jocul ăsta e terminat rău. Jocul? Da, jocul. O să trească să văd cum editez eu chestia aia, să fac un copil mic care se joacă cu un hit, dar nu știu cum aș putea să... Să nu mai spama! Ce Mihăiță? Doamne. Niște mă, frate, hai. Și tu nu mai arunca chestii prin casă. Și terminat. Nu spune ce să fac. Bine. Doamne, Mihăiță. Ia spune-ne tu, frate. Gata, șeful. Ia spune-ne cum a fost pentru tine azi la școală. Astăzi a fost minunat. Ca întotdeauna, nu? Ca întotdeauna, da, uite, mi-ai dat hit-ul ăsta. Mi-ai spart-o. Măi, poate vezi Mihăiță, s-a enervat, hop. Bă! Salut! Mință! Trist în construcție. Țeapă. Doamne, băi Mihăiță, ești periculos, frate, și cred că o să sparg și eu monitorul. Te mai enervezi? Pe bune? Nu sparge ție capul. Ușor, Mihăiță. Nu sparge capul. Hai! Hai, Mihăiță, știu că poți să faci, frate, ceva, hai! Doamne! Nu mai poți, Mihăiță, te-ai enervat, ai balsam pe la gură. M-am enervat, mă știi doar. Deci după mers? Păi, să văd cum o să mănânci tu după aia. Ușor, mă, doamne. Păi și... Ok. Iată, mă, că... Evitează. Mihăiță! Mihăiță! E 2-2. Așa-i tot ochii, vezi? Poftim? Așa e tot ok, îmi place așa. Păi și... Nu știu cum să zic, dar... Chiar că te rup, fii atent aici. Hai, frate. Bă, ușor. Doamne, băieți, Mihai, îți aruncă cu controllerul, cu... Cu... Nu știu, cu... Sparge televizorul, dă pumni în pereți, nu mai poate, e Carlos Dreams el. N-am nimic cu Carlos Dreams, băi, doi, dar nu știu de ce am zis asta. Mihaiță? S-a deconectat microfonul. Mihaiță, ți-ai rupt microfonul? Doamne, mi-a luat băieți. Hai, iau-l, Mihaiță, hop, hop. A, gata, te auzi. Ce-ai făcut? Întreabă bunica la mine. Ce, ce ți-ai zis? Nu mai arunca cu alea? Ce? Ți-ai zis să nu mai arunci cu controlul? A, zis că bagă cuțitul mine dacă mai spar de atât ceva. Fii atent, pum! Bă, vezi că te bate bunica ta. Unde ești? Unde vreau? Spar tot, mă jur. Vino încoa. Vino încoa! Nu pot să cred așa ce... Mihai? Nu mai poți, frate, te-ai enervat. Bă, te-ai zis la școală. Ce? N-ai auzit? Nu. Vrei să repezi sau? Te rog. Mai bate-mă odată să iei ce te bate la școală pe tine. Bă, ești periculos din aici azi. Bate-te tu cu Robin. Blocul ăla. Auto, BOOM! Oh. Hai, omoară-mă dacă ai tupeu. Să iei ce te omor eu. Doamne, Mihăiță, m-ai prins aici tot e al tău, nu mai pot. Oh, come on! Bă, păzea, băieți! Oh my god, Mihăiță, nu-mi iese niciun edit azi. Din cauza ta, frate, mai blestemat, ce mi-ai făcut? Nimic. Uite că dau aici de o scară de-a ta, îmi pun platformă în cap, Mihăiță! Oh my god, Mihăiță! Oh, take it easy! Bă, nu mai, Mihăiță, cred că nu mai dăm 1v1, azi că... Și nu ești, ești bot! Păi, da, sunt pe hype. Haide! Bă, Mihăiță, bă! Mihăiță! Mamă! Ce-ai făcut? Mă, ți-mi-am spart telefonul, c***. Hai că da. Mi-am spart telefonul!
Și gen, tu acum chiar te aștept să te crede? Poc. În spartele sale, bă, mi l-am luat ieri. Știi ce ai dat pe... Ok, Mihăiță. Deci... Știi, atent. Da, o deci fii atent. Tu ți-ai spart telefonul acum, gen pe bune, nu minți, pe bune. Jur, mamă, că mi-a spart telefonul, cu... Băieți, mâine o să aflați pe comunitate dacă Mihai și-a spart sau nu telefonul. De fapt, mă rog, azi când vedeți voi clipul, pentru că... Ba nu. Luni o să aflați, băieți, dacă și-a spart Mihai sau nu telefonul. Că ne dinim la școală și o să pun acolo pe comunitate. Mihaiță, deci dacă ți-ai spart telefonul, ești om de cuvânt. Dacă nu, înseamnă că ne-ai mințit, frate, și ne-ai mema pe toți. Îmi dai banii pe telefon, Robi, nu mă interesează. Mă, și dacă nu vreau, na, ce o să faci? Hai, spune-mi. Hai, ce o să faci? O să mă mori? Ce o să faci? Robi, ba cuțitul întâi la școală, mă ajut pe ceva mai scump. Mihai? Da? Băieți, nu uitați să dați acolo follow pe Instagram la 1robinet1, codulețul meu pe item shop, subscribe, like dacă v-a plăcut și vreți să mai facem clipuri în continuare, poate facem cu Mihai și poate se joacă Mihai de pe telefonul pe care nu-l mai are Mihaiță. Nu mai poți, frate, nu mai poți, auto. Pac, 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 subscribe-ul ăla și share. Ne auzim data viitoare. Ciao!